Eu vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru această performanță pe care ați atins-o dumneavoastră. Și anume 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, deci nu pe bucăți, ci dintr-una, nu e la îndemâna oricui. Și eu mă bucur că avem în Pitești mulți, mulți piteșteni, multe familii care au atins această frumoasă performanță. Dumneavoastră sunteți un exemplu pentru noi toți, indiferent că unii sunt la primul an de căsătorie, alții la al 30-lea an de căsătorie, alții la 35 de an de căsătorie. Că pe unii mai apucă așa necazurile sau altele și se mai și întâmplă. Dar această performanță a dumneavoastră nu putea să fie obținută și fără ajutorul Bunului Dumnezeu. Fiindcă dacă nu te ține sănătos, dacă nu te ține în viață, dacă nu-ți dă răbdare, dacă nu-ți dă înțelepciune, atunci se întâmplă altceva. De aceea, eu am fost când am promovat în 2000 această inițiativă, deci din 2000 avem noi această inițiativă și este prima din România. Au mai luat-o și alții după aceea. Sunt mulți acum, dar noi am fost primii. Cum primii am fost noi multe domenii de activitate. Și spuneam că am fost convins că facem un lucru bun, nu numai fiindcă dumneavoastră ați împlinit cei 50 de ani, dar și pentru a vă face mulțumiri că pe umerii dumneavoastră s-au construit ceea ce vedem aici, pe umerii unora ca dumneavoastră s-a construit România, pe care am preluat-o și noi, fiecare după capacitatea, priceperea lui și am făcut ce am putut după aceea. Pentru toate acestea, spuneam, vă felicit, vă mulțumesc, să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate, să ne bucurați, să vă bucurați copiii, nepoții, strănepoții, fiindcă până la urmă este o mare bucurie și numai să-ți trăiască părintele sau bunicul. Este o mare bucurie să ai, să mergi la bunicul, la bunica. Știu și eu ce înseamnă lucrul ăsta. Cum au fost acești ani îndelungați de căsnicie și care ar fi secretul? Spuneți-ne. Frumoși, frumoși, foarte frumoși au fost. Secretul e dacă te înțelegi, te iubești, te înțelegi bine, merg toate de la sine. Iar astăzi premiați pentru fidelitate. Aveți emoții? Ce sentimente vă încearcă? Da, da. Nici nu credeam că ajungem aici, dar mă rog, dacă a vrut cel de sus, am ajuns. Am semnat și la 50 și la 60 de ani, nunta de diamant. Da, așa e. Să ne spună acum și domnul, cum au fost acești ani de căsnicie pentru dumneavoastră și dacă ar fi să o luați de la început, tot cu doamna v-ați căsătorit? Cu urcușuri, cu cuvoriri, cu tot ce trebuie, sigur că aș lua de la început tot cu ea, pentru că ne cunoaștem de copii. De când eram mici. Iar acum și sunteți... Acum... Bătrâni, avem copii mari, nepoți. Sunteți aici pentru 60 de ani de căsnicie neîntreruptă. Care ar fi cea mai mare realizare a căsniciei dumneavoastră? Copii. Câți copii aveți? Fata și nepoți. Și nepotul. Da. Iar astăzi ce sentimente vă încearcă acum la această festivitate de suflet? Păi sentimentul că în sala asta am muncit 15 ani, am lucrat aici în primărie și îmi văd în sala în care eram și țineam tot felul de întâlniri și am iubit. Firești, vă dorim să aveți în continuare emoții frumoase și să ne întâlnim și la alte aniversări. Sărbători, mulțumim!